Sunt secrete de spovedanie. Așa? Ați acceptat să-i fiți duhovnic? Am acceptat. Deocamdată l-am pregătit. Dar discuția e legată despre cum ar trebui creștinii să se roage, până la urmă ce idee aveți împreună? I-am dat idei să se roage cât mai mult. La ce concluzie ați ajuns în urma discuției? Că se va putea ruga mai departe. Și m-a venit la spovedanie. Dumneavoastră, mulțumim. Aveți vreo nouă idee, o nouă inițiativă legată de... Toate sunt vechi, trebuie să le ținem după tradiție. Doamne ajută! Doamne ajută! Spuneți-ne, vă rog, ce s-a discutat? Exact ce v-am spus la început. Am primit o rugăciune, o binecuvântare. Am discutat despre situația bisericilor, a credincioșilor. Trebuie să recunosc că am vorbit mai mult eu, pentru că sunt dezamăgit de faptul că bisericile sunt închise, fără motiv. Sunt bucuros că a acceptat să continuăm discuțiile pentru a-mi deveni duhovnic. Sunt onorat de acest lucru și am convenit să mai vin la Constanța, pentru că m-a îmbărbătat, mi-a dat putere. Trebuie să recunosc că această vizită m-a făcut mai încrezător în șansele noastre de a lupta în mod eficient împotriva suspendării libertăților și drepturilor noastre și împotriva prăbușirii României. Am desemnalat un aspect. După cum știți, în Alt Preasfinția sa, în weekendul trecut, a împărtășit cu o linguriță. Și nu pot să nu constat cu foarte multă tristețe că Sinodul Sfintei Biserici l-a criticat, iar justiția l-a apărat. Ceea ce pentru mine este de neînțeles, de ce un înalt prelat trebuie să ajungă la justiție ca să-l apere, în condițiile în care conducerea din care face parte nu l-apără. Cred că acest lucru trebuie să ne dea de gândit, iar pe viitor să milităm cu toții pentru ca biserica să-și recapete funcția pe care o are. Repet, nu-l poți sluji pe Dumnezeu decât în biserică, în mod eficient. Concret, ați ajuns la concluzia că veți face un anumit lucru? Păi, noi nu putem să ajungem la o astfel de concluzie. Noi nu avem în momentul de față în România funcții care să ne permită acest lucru. Noi am discutat cum ar trebui să facem cu toții, ce ar trebui să se întâmple ca România să se îndrepte spre suveranitate și spre libertate și să iasă din tiranie și sclavie. Noi nu avem pozițiile necesare de a influența, dar putem protesta respectând legea, putem să ducem în spațiu public aceste idei, să convingem tot mai mulți oameni de ideile noastre și, într-un final, să avem o izbândă. Și prima izbândă, cred că trebuie să fie, redeschiderea bisericilor. Despre gestul dumneavoastră, acela de a merge în focar zilele trecute? Tangențial, nu foarte mult, pentru că e o chestiune personală. A fost un act individual al meu, un risc pe care mi l-am asumat. După cum știți, a avut consecințe, putea să aibă consecințe rele, dacă mă îmbolnăveam sau dacă pățeam ceva mai rău, dar am convenit că am avut și ajutor divin dacă nu am pățit nimic și că această cale pe care am pornit este o cale corectă și justă.
Mulțumesc. Mulțumesc. Suntem alături de dumneavoastră. Ar trebui totuși să ne anunțați și pe noi, pe niște, prin niște mesaje eventual, să știm mai mulți. N-am știut că ajungeți aici, că poate veneau mai mulți locatari sau vecini de aici, știu. De abia la 12 jumate anunțăm la televizor. Ce părere aveți despre la toate... La 1 jumate sunteți în Constanța. Faptul că noi pensionarii am fost ținuți în casă mai rău decât pușcăriașii, și am avut doar 2 ore voie afară, mi s-a părut ceva cumplit. Că sunt și eu de acord că trebuie să ne păzim, că nu știm ce aduce această...